Pe măsură ce ancheta avansează, apar noi detalii în dosarul asasinatului omului de afaceri Ioan Crișan, care a murit după ce mașina în care se afla a explodat. Dacă parchetul general, care a preluat ancheta în acest caz, a anunțat încadrarea juridică a faptelor ca fiind crimă cu premeditare, Lucian Bode, ministrul administrației și internelor, a oferit noi informații despre stadiul anchetei. Colegul nostru Ovidiu Rădeanu ne aduce acum ultimele informații în acest caz. Omor calificat prin premeditare, aceasta este infracțiunea anunțată de procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Dosarul a fost preluat de magistrații parchetului general datorită complexității anchetei. Polițiștii de la IGP împreună cu ofițerii din IPJ Arad și polițiștii de la Serviciul de Combatere a Crimei Organizate din Arad încearcă să afle cât mai multe informații despre acest caz. Au fost făcute 10 de audieri, mai mulți martori, dar și rude, prieteni și apropiați ai victimei. Au fost audiați de ofițerii de la judiciar. Polițiștii au verificat mai multe locații și au fost inclusiv la ferma pe care omul de afaceri o are în localitatea Iratoș, în județul Arad. Anchetatorii au încercat să refacă traseul pe care l-a avut în ultimele zile omul de afaceri ucis în explozia mașinii. Au fost vizionate imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă, dar au fost luate și imagini video de pe camerele de supraveghere din trafic, de pe traseul victimei de acasă spre cafeneaua în fața căreia a avut loc asasinatul. Polițiștii încearcă să stabilească în primul rând când și mai ales unde a fost amplasat dispozitivul explozibil în mașina omului de afaceri, ce s-a folosit pentru realizarea acelei bombe și mai ales dacă aceasta într-adevăr a fost declanșată prin comandă telefonică. Cercetările la fața locului au fost finalizate. Mașina a fost ridicată și adusă aici în curtea Inspectoratului Județean de Poliție din Arad. Polițiștii mai încearcă să afle dacă au existat amenințări cu moartea la adresa omului de afaceri din Arad, dar cercetează și afacerile pe care acesta le derula. Trebuie spus că în media locală din Arad au apărut informații care însă nu sunt confirmate de poliție și în care se speculează că uciderea lui Ioan Crișan ar putea avea legătură cu un transport de țigări confiscat de polițiști cu câteva zile înainte de asasinat. În această seară este așteptat să sosească la Arad adjunctul șefului IGP pentru a coordona ancheta. Tot astăzi, ministrul afacerilor interne, Lucian Bode, a afirmat într-o declarație că vorbim de un caz izolat și nu de acțiuni în lanț de asasinat în țara noastră. Laura Crișan, fiica omului de afaceri, spune că nu știa ca tatăl ei să fi fost amenințat sau să fi avut probleme. Chiar cu o seară înainte, bărbatul a vorbit cu nepoata sa la telefon. Mașina de lux care a explodat a stat mai bine de o săptămână într-o hală de la ferma de pești a omului de afaceri, iar cu 5 zile înainte, mașina a fost la vulcanizare. Cam 20 de minute a petrecut omul de afaceri acolo. Cât a stat mașina voi? 20 de minute. Și ce 20 a fost? Maxim. Două schimbări de anvelopă și o schimbare de roată, o permutare de pe spate pe față. Atât. Luni a fost mașina la noi, da. Angajații vulcanizării spun că nu au văzut pe nimeni suspect care să se apropie de mașină. Chiar și așa, și anchetatorii au preluat imaginile de pe camerele de supraveghere de acolo. Presa locală speculează că asasinatul ar fi avut legătură cu un transport ilegal de țigări. Un tir cu peste 600 de baxuri de țigări confiscat zilele trecute la Arad. Potrivit unor surse, tirul nu a fost dus în curtea firmei omului de afaceri Ioan Crișan, așa cum a apărut în spațiul public, ci în curtea altei societăți, la care apelează polițiștii în astfel de cazuri pentru a putea face inventarul mărfurilor de contrabandă. Arădenii sunt încă în stare de șoc. Poliția și cei competenți să rezolve situația. Vă simțiți în siguranță pe stradă? Mă tem de multe ori. Cred că a fost omorât. Vă simțiți în siguranță pe stradă? Da, da, nu cred că noi cei de rând aveam ceva de... Da, ei poate au avut multe probleme, au avut datorii, cred că asta a fost. Păi numai reglări de conturi, altceva nu, nu-mi dau seama. Mă gândesc că altceva nu. Fostul ministru de interne, Constantin Traian Igaș, spune că l-a cunoscut pe omul de afaceri și că această tragedie este cauzată de o proastă gestionare a resurselor din poliție.
Se pot preveni anumite situații de acest gen dacă poliția română și structurile subordonate poliției române au informații despre grupurile infracționale. Este atipic, să spun așa. Nu ne-am confruntat cu asemenea atentate în România în ultimii 10 de ani. Au mai fost tentative de jucate de către structurile statului român. Procurorii de la Parchetul General au audiat până acum zeci de persoane și au schimbat încadrarea de la omor la omor calificat cu premeditare.